Bine, v-am găsit vărsători. Voi face etalarea pentru relații, martie 2021, relații. Să vedem ce găsim, femeia sau bărbatul l-am găsit. Deci, pentru un bărbat cu ascendentul luna sau zodia vărsător, cum vor fi relațiile lui în luna martie? Relațiile personale. Să vedem. Relația voastră este destul de... vă pune pe gânduri. O relație cu o instituție. Poate fi vorba de orice instituție, că e judecătorie, că e bancă, că e spital, o instituție, care va duce o pierdere. Deci această instituție v-a dat o soluție, v-a cerut ceva, v-a cerut bani, aveți de plătit acest lucru sau aveți o pierdere din cauza acestei instituții și voi aveți aceste gânduri, deci vă pune pe gânduri, nu știți ce să faceți, căutați sfaturi, soluții și iată că veți primi un sfat din partea unei persoane înțelepte, o persoană în vârstă, poate fi vorba de o persoană care vă dă aceste sfaturi din suflet, din inimă, chiar o persoană care vă iubește, ține la voi, vă vrea binele și vă dă aceste sfaturi pe care voi le gândiți, nu știți ce să faceți și sunteți așa, cum să spun, îngândurat. Puteți primi și bani de la această persoană care ține la voi, vă iubește, ține la voi, vă trimite prin poștă cumva sau printr-un curier, cumva primiți o veste bună care vă aduce și bani, deci poate să reprezinte bani pe care vi-i trimite, să vă ajute, poate să reprezinte acest lucru, banii pe care îi primiți ca un ajutor pentru voi. Acești bani sunt o reușită, sunt, să zicem, o reușită socială legată de această instituție. Deci este o instituție care vă influențează, dar și printr-o pierdere, și printr-o reușită socială, și prin niște bani. Poate fi vorba de un partaj, primiți niște bani de la un partaj și totuși nu sunt cât ați sperat voi. Și vă îngândurați, adică nu vă convine, ați vrea să mergeți, eu știu, poate în proces sau ceva de genul ăsta. Zic eu, nu știu, dar este o instituție care, pe de o parte, vă dă acești bani și vă dă ca o reușită socială, pe de altă parte, vă creează o pierdere. Adică voi vroiați mai mult și nu primiți cât ați vrut voi. Deci, pentru vărsători, am zice, scrisoarea este foarte importantă pentru voi, fiindcă vă lămurește această pierdere. Sfatul este foarte important pentru voi, sfatul de la o persoană înțeleaptă. Este foarte important acest sfat, fiindcă vă asigură o reușită socială. Deci sunteți între acești bani, eu zic că primiți ceva, dar nu atât cât ați sperat. Nu este ceea ce ați sperat voi. Reprezintă și o pierdere, am zice, pentru unii dintre voi. Haideți să vedem pentru o femeie. Să căutăm femeia vărsător. Și între timp le și amestec păgândurile între ele. Mai amestecate de atât nu se poate. Ia uitați femeia. Deci să vedem pentru o femeie
o femeie vărsător. Ce relații va avea în luna martie? Ce șanse are pentru aceste relații? Aveți în primul rând o femeie, o problemă de sănătate, căreia aproape că nu-i dați importanță. Poate că nu-i problema voastră de sănătate sau poate este a voastră. Aveți o alegere de făcut legat de această problemă de sănătate. Să alegeți un tratament de o natură sau alt tratament. Și bineînțeles aveți aici și o persoană vicleană, care știe să vă păcălească, să vă păcălească, o vulpe. Deci o femeie roșcată, vicleană, își urmărește scopurile ei, deci nu este bine să-i dați crezare. Ea poate să vă pună în față aceste alegeri și chiar nici nu-i pasă. Nici vouă s-ar părea că nu vă pasă prea mult, adică de sănătatea voastră sau acestei persoane. Sunteți cu ochii la o călătorie, vreți neapărat o călătorie, o călătorie care am putea spune că este legată tot de această persoană vicleană care știe să vă păcălească, să vă vândăgoși așa și un călător. O persoană care vine și vă aduce o veste, spune de la această femeie vicleană, vine și vă aduce o veste legată de o călătorie. O călătorie pe care o programați și este un lucru ceva mai important pentru voi decât sănătatea. Această călătorie este legată și de o instituție și vouă apare instituția vărsătorilor. Deci fiți foarte prudenți că aveți și acel rege de spade. Această instituție cu călătoria, am zice că primiți dublu o veste, un răspuns de la această instituție. Deci instituția vă dă un răspuns, că este vorba de judecătorie, de parchet, de eu știu de ce, orice. Este vorba de o instituție care vă dă acest răspuns în scris. O persoană pe care nu o interesează prea mult. Poate fi vorba de pașaport, poate să fie vorba, eu știu, de altceva, de o viză, ceva. Primiți un răspuns și vă interesează foarte mult această călătorie. Dar în această călătorie, mare atenție că aveți și această persoană vicleană, care va căuta să întoarcă toate lucrurile în favoarea ei. Sănătatea voastră, am zice că este mai repede legată de o persoană la care țineți sau o persoană care ține mult la voi, care vă iubește. Este vorba de iubire, de dragoste, de ceva sufletesc aici, această inimă. Deci este vorba de sănătate și această instituție. Poate, eu știu, este vorba de un tratament în străinătate și din cauza asta apare și călătoria. Poate fi vorba și de acest lucru, fiindcă apare instituția, poate fi o instituție de sănătate ceva și această sănătate legată de o persoană care vă iubește sau o iubiți. Dar primiți vești de la această persoană printr-un călător, adică vă aduce neutăți. Alegerea voastră va fi legată de răspunsul dat de această instituție. În funcție de ce răspuns vă trimite instituția în scris, voi veți avea o alegere de făcut între două variante, ori, ori.
Orice, deci sunt două variante opuse. Ori un tratament operator, prin operație, ori un tratament de natură alopată, oriceva, ceva aveți de ales. Și este o problemă de sănătate importantă pentru voi, dar am zis că și călătoria. Poate călătoria este chiar legată de această problemă. Haideți să vedem ce spun și rune pentru cei care sunteți persoane singure, nu aveți o relație. Se văd, da? O călătorie. Le las puțin întoarse. Deci este o etalare pozitivă. Ceea ce aveți se va rezolva. Dar am zis, nu este o relație, să zic că apare un bărbat. Este o problemă de sănătate mai mult pentru cei care sunteți singuri, femei, vărsători. Se va rezolva această problemă. Aveți un joc care arată o nereușită. Ceva nu merge, ceva nu este cum trebuie, dar totuși, am zice, nu aveți acel noroc, acea susținere de care toată lumea vrea să o aibă pentru a avea noroc, reușită, și ciocanul lui Thor Turisaz, care la fel întărește aspectul de o pierdere, o relație care se răcește, poate fi relația cu acea persoană, zic eu, vulpea, vicleană. Deci, Turisaz arată un sfat pe care îl primiți și sau o informație oferită și nu-i dați importanță. Voi întotdeauna căutați să aveți experiențele voastre proprii. Nu aveți această șansă. S-ar părea că mergeți mai repede după hazard. Continuarea vă poate crea probleme în prezent. Și, bineînțeles, Raidoh, care arată o călătorie, o călătorie care s-ar putea să vă aducă o reușită, o împlinire, cu toate că nu este o călătorie prea fericită cu această vulpe care, am zice, că va încerca să-și folosească influențele și să vă influențeze alegerile, să vă influențeze cumva. Deci, trebuie să fiți destul de prudenți la această vulpe și, așa cum am spus, călătoria este puțin așa între, dar totuși în mare este o călătorie reușită, cu un tir care arată o victorie, o împlinire, ceva vi se împlinește, o dorință, poate că dorința legată de un răspuns legat de sănătate. Acest tir dă acea tentă de victorie, de reușită. În primul rând, prin faptul că aveți o putere și o voință unitară, o gândire bună și o refacere a sănătății, a energiei voastre, fiindcă aveți aici sigel, și cu tirul de aici vă dă acea refacere a energiei, a sănătății voastre. Intuiția voastră vă ajută să vedeți ce se întâmplă în jur, să vedeți persoanele care vă ajută, vă susțin și chiar această rună Ehvaz, ea arată în primul rând faptul că se va întâmpla ceva cu voi în mare. Este o rună care arată un obstacol. Deci intuiția voastră va vedea, cum să spun, veți sesiza acest obstacol care vă este adus în față de această
femeie roșcată, deci care încearcă să vă păcălească și veți lua deciziile corecte pentru a depăși acest obstacol și pentru a merge în continuare, pentru a progresa. Având aici și Gifu, am putea spune că toată etalarea se transformă într-o etalare benefică. Este o rună care dă daruri, o rună prețioasă care arată darurile pe care le primiți. Daruri materiale, daruri spirituale, declarații, acea intuiție care vă ajută și veți depăși orice problemă, chiar dacă am zice că nasti nu seamă de niște informații legate de acea persoană și ați riscat mult neavând acel noroc care să vă transforme o situație nefericită într-o situație benefică. Dar totuși, așa cum am spus, totul se va rezolva cu acest Gifu care întărește că problema voastră de sănătate se va rezolva. Bun, am terminat cu cei care... O să vedem și la sănătate, dacă tot legat de problema de sănătate este. Să facem pentru cei care nu au... nu au o relație. Cei care sunt singuri și nu au o relație. Haideți să vedem. Deci, persoanele singure, fără o relație. Voi face, bineînțeles, cartea relațiilor. Este cea mai evidentă pentru cei care au o relație. Pentru cei care v-ați uitat numai la relații, vă aduc aminte că puteți să vă abonați și veți primi foarte repede etalarea primăverii pe case, ținând cont și de aspectele astrale. Iată că a sărit o carte. Deci acesta ar fi... pentru voi, asta nu s-a mai desprins. La baza pachetului, turnul. Ceva scapă de sub control, să vedem în ce situație. Relația, am zice că este această 5 de cupe. Deci, cum este partenerul vostru? Voi. Și acum să vedem, deci turnul. Turnul, așa cum am spus, ceva se dărâmă, ceva se năruie sub forța lui Marte. Marte, așa cum am spus, vedeți că intră în zodia Gemeni, unde este tot o zodie de aer, dar și vă influențează, fiindcă toate zodiile de aer influențează la rândul lor. Dar, în primul rând, este o casă și a dragostei. A creativității, creativitatea este și a copiilor în luna martie. Acest 5 de cupe arată o nemulțumire în familie, deci ceva vă nemulțumește. Ați sperat ceva mai mult, v-ați dorit altceva și de fapt nu ați primit ceea ce v-ați dorit. Poate să reprezinte și un exces de utilizare a... să zicem, astea cum le spunem, forțele oculte. Deci dorința voastră de a cunoaște, ați vrut să cunoașteți mai multe despre forțele oculte și ați făcut un exces, am zice. Lucru pe care nu este bun, din cauza asta nici eu n-am mai făcut prea multe rune. Deci este bine ca aceste rune să fie făcute, dar nu exagerat.
adică când apare luna nouă sau luna plină, prefer să fac runele pentru luna nouă sau pentru luna plină și las sâmbăta și duminica. Cinciul de cupere poate să reprezinte și un aspect pe scorpion, dorințe, sentimente, dragoste. Cam asta ar fi cinciul de cupe. Cum evaluați voi această situație? O treceți pe toată prin bani? Cred că am să dau drumul puțin așa. Aveți un 4 de pentagrame. Dați importanță mult banilor. Vreți să strângeți bani? Poate că aveți datorii, poate că nu aveți, dar pentru ceilalți păreți, cum să spun, avar. Strângeți bani, strângeți banii din munca voastră și chiar vă certați cu ceilalți pentru acești bani. Poate să fie și acest aspectul cu cinciul de cupe, această nemulțumire că v-ați dorit ceva și vă doriți în continuare și vreți să strângeți acești bani, să economisiți ceva față de partener. Partenerul evaluează totul la 4 de cupe, la o așteptare, la o meditație, așteaptă să vină dragostea spre el, să fie momente de fericire, benefice, să vină un copil, deci este o așteptare, un 4 de cupe, își dorește această iubire, dragoste și o așteaptă. Iar voi, așa cum am spus, această avariție, această dorință de a strânge bani, de a face repede banii, dă un aspect de avar. Avari. Și bineînțeles, pentru celălalt creează discuții, probleme. Ce speranțe aveți? La un mare profesor, la marele preot, este mentorul vostru. Am zice, sperați, poate, până la urmă, ca acest mare preot să-i arate și partenerului vostru importanța banilor, de ce strângeți acești bani, de ce îi vreți, să fie alături de voi, să vă înțeleagă. Aceasta ar fi speranța voastră. Dar marele preot, vedeți că poate să fie și un fel de amenințare în sensul de a vă pune în fața faptelor voastre. Această strângere a banilor, economisire exagerată, poate să vă aducă critici și aceste critici să le primiți chiar în public. Deci trebuie să fiți foarte atenți cum vă purtați cu ceilalți, cum vă purtați în relație. Trebuie să treceți totul prin sufletul vostru, prin gândirea voastră, prin conștiința voastră, adică să vă dați seama că poate celălalt își dorește, eu știu, o mică distracție, orice poate să-și dorească, nu? Până și un obiect să și-l cumpere, iar voi interziceți prin această strângere a banilor. Impuneți o austeritate. Deci acesta ar fi aspectul pentru marele preot. Ceea ce speră partenerul vostru, speră să se descurce. Are un 7 de bâte. Deci el se va descurca oricum. Deci este un aspect care arată că se va descurca. Chiar dacă este greu, va reuși să se descurce. Are cam tot ce-i trebuie pentru a-și atinge scopurile, a depăși obstacolele. Ce arătați voi celorlalți? Că primiți o veste. Poate că tocmai de această veste vă era teamă și poate din cauza asta strângeți banii, primiți o veste care vă aruncă într-o captivitate, vă dați seama că ce să faceți, nu vă descurcați cu banii, ceva care vă dă acea captivitate, nesiguranță, spaimă,
am zice că totul poate fi rezolvat dacă vă liniștiți și căutați soluții, veți găsi în final o soluție să ieșiți din această situație pe care o aveți legată de bani. Partenerul vostru arată generozitate, un șase de pentagrame, poate fi generozitatea lui de a vă susține cu bani, sau poate să fie un alt aspect, să fie faptul că primește un sprijin de la cineva și vine și vă arată că a primit, eu știu, alte atribuții la lucru, primește o șansă de a se angaja. Este un aspect benefic acest șase de pentagrame. Deci, ceva care îl susține, îl ajută să depășească momentele dificile. Șase de pentagrame. Nu este grăbit partenerul vostru. Așteaptă să afle acest răspuns de la poate un șef, poate o altă persoană, un protector care îl ajută să se angajeze sau să găsească un post mai bine plătit. Haideți să vedem, s-au deplasat. Nu e nimic. Runele pentru resurse, pentru, scuzați-mă, relații, persoanele care au deja o relație. Persoanele care au deja o relație, ia uitați-vă că chiar aveți o grămadă. Da, am putea spune că un sfat greșit. Aveți o etalare puțin cam negativă în această relație a voastră, dar aici aveți și un sfat greșit. Cineva vă dă un sfat care să vă bulverseze. Intenționat face acest lucru, să vă creeze probleme. Acest sfat turisează. Acest sfat să nu-l luați în calcul. Trebuie să mai bine să verificați la mai multe persoane, să vorbiți cu mai multe persoane în care aveți încredere sau care chiar sunt străini de situația voastră sau persoane calificate. Fiindcă arată o cădere de energie, o pierdere de energie, o situație pe care o pierdeți de sub control și alături de hotel și de care arată bani, resurse, dar și, am zice, cum să mă spun, partaje, bunuri imobiliare, s-ar părea că aveți totuși niște probleme. Aici arată că veți avea o pierdere, nu aveți norocul să vă dați seama, să vă folosiți de intuiția voastră și să vă orientați ce să faceți, nu aveți această intuiție, nu e de partea voastră pentru cei care sunteți în relații. Deci nu vă puteți folosi intuiția, este bine să nu luați imediat ca atare un sfat primit de la o persoană. Este bine să analizați mai bine situația, fiindcă ceva este ascuns, presupune un lucru ascuns, ceva ascuns, un secret care este păstrat. Deci nu vă pune cineva la dispoziție toate datele problemei. Am zice că vă dă așa, parțial, vă dă un, cum să spun,
un lucru, o informație, ceva, care de fapt să vă arunce într-un hazard. Și aici ceva este ascuns. Veți afla acest lucru ascuns, cumva îl veți afla și este un secret care va fi scos la lumină sau poate un lucru care a rămas pierdut, nu s-a dat atenție și îl veți găsi, o schimbare se va produce în viața voastră, o schimbare legată poate fi și de sănătate, de orice, un aspect legat de bani, de relație, că această relație se va întări. E un moment, să zicem, de cum până acum când aveți o anumită problemă, dar s-ar putea ca, dacă sunteți totuși atenți, dacă vă asumați riscuri, va trebui să le plătiți, dacă veți primi o scrisoare, o veste de la cineva care nu este interesat de situația voastră, deci este o persoană străină de situația voastră, vă dă un răspuns oficial, am zice, și puteți să beneficiați de întârzieri, de amânări, pentru a vă... a căuta acest lucru secret, acest lucru ascuns pe care nu l-ați mai găsit. Poate să fie un obiect, ceva care este ascuns. Situația cu relația se echilibrează, acest timp vă ajută să vă echilibrați această relație, este vorba de fehu, bate lumina și nu se vede prea bine, și aveți o schimbare, o schimbare la lucru, o schimbare de domiciliu, o schimbare care presupune o deplasare, o călătorie legată și de sănătate. Vă acordați atenție sănătății, este pe primul loc sănătatea, este un aspect benefic, este o rună care arată că aveți vitalitate bună, vă refaceți foarte repede și vă simțiți bine și sigel, aveți și ink aici. Este o lună tot a schimbării, din cauza asta am tot mutat acel M care este schimbare, schimbare de locație, schimbare de drum, schimbare de călătorie, o schimbare, ceva care produce o schimbare. Aici vă întărește această schimbare, sunteți susținuți să încheiați proiectele care le aveți mai vechi și să acceptați să vină schimbarea în viața voastră. Și așa cum am atenționat vărsătorii, având atâtea planete, numai la schimbare să vă așteptați. Deci această schimbare care este ca o piatră de temelie, din momentul ăsta nu veți mai face anumite lucruri, veți face altceva, poate să fie o relație nouă, poate să fie venirea unui copil și atunci relația trece pe un alt, o altă poziție. Cu alt aspect, alte aspecte îmbracă și este o schimbare benefică pentru voi în relația voastră și în căminul vostru. Vă doresc numai bine!